Doar vorbește, nu știu ce capul tău dacă nu-mi spui. Nu știu, ți-am zis că nu știu. Cum de nu știi? Nu ai gânduri? Tot ce trebuie să-mi spui este ce gândești. Nu pot să zic ceva dacă nu e adevărat. Nu poți? Nu fac asta chiar acum. Atunci când tu niciodată... Ce? Eu sunt sigură, nu am idee cum ești tu. Nici nu trebuie să știi. O, da, așa e, hai să nu știm nimic. Nu e asta ce vreau să zic. Asta nu e normal. Nu pot fi întotdeauna aici. De ce? Pentru că nu pot. Asta e? Nu poți? Ești atât de patetic. Oprește-te. Ce să mă opresc? Tu ai făcut asta, nu eu. Mereu am fost eu. Atunci ce fac eu? Spune dacă am făcut eu ceva să te comporți așa ca un adolescent. Unde pleci? Despre ce am vorbit? Despre Andreea. Spune-mi din nou. Am nevoie de ajutorul tău. Bine, așteaptă puțin. Despre ce vorbeai? Ne-am certat din nou, am început să țipe și mi-am amintit ce mi-ai spus. Nu înțeleg nimic, Vlad. Când prima oară mi-ai spus și apoi doar țipetele și
Doar s-a întâmplat. Vlad, ce s-a întâmplat? Am lovit-o, e moartă. Asta e o glumă foarte proastă. Îți amintești, în bar ți-am zis despre Andreea, iar tu ai zis... Eram beat. Făceam glume cu tine. Am pus-o în pod. Era 15. Pardon, Vlad, spune-mi că e o glumă. Chiar acum îți închid. Alo? Dar ce se întâmplă cu tine? Vorbești de o crimă, Vlad! A fost ideea ta! Nu eram beți, doar glumeam. Nu credeam că o să fiu un psihopat să faci asta. S-a terminat acum. Te rog, nu mă lăsa aici să fac asta singur. Tu ești singur! Îți închid. Nu aș fi făcut asta dacă nu era ideea ta. Andrei! Ce pot să zic? Nu pot să rezolv chestia asta singur. O să o dau în bară. Am făcut bă dracu, trebuia să încerc scuze, dar țipa și n-am mai putut să duc. Am certat. Nu știu ce să fac. Dacă o să lucrăm împreună, nu o să fim prinși. Nu, nu vin. Nu, Andrei, nu. Nu, nu mă mai suna, îți închid. Andrei! 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 Thank you.
Se pare că ești în viață. Ești bine? Da. Andreea nu e aici. Tocmai m-a sunat, acum 20 de minute. A plecat. Mașina e încă aici. Cred că a plecat pe jos. Ce faci? O sunt pe ea. Asta nu e treaba ta. Este. Pentru că de fiecare dată când mă sună, e isterică. Și din cauza ta. Până mâine, nu va mai fi nimic. De ce nu pleci? Și așa nu o iubești. De ce mai ești aici? Doar îndepărtează-te. Lasă-o în pace. E cel mai bun lucru pe care îl poți face pentru ea. Exact cum ți-am zis. Până mâine nu va mai fi nimic. Sunt sigură. Măcar să-ți spui să mă sune când vine înapoi. Da, da, cred. Thank you.
Bună seara, domnule. Da, vă pot ajuta cu ceva? Am primit câteva sesizări de la vecini în legătură cu zgomotul. Da, pare rău de asta. E totul bine. Aveți ceva împotrivă dacă mă uit puțin prin casă? Dar chiar nu e nevoie, exact cum am zis. Totul e bine, am dreptate. Locuiți împreună cu soția? Locuim, da. Ea este în casă acum? Nu, a plecat. Cât de grav era argumentul? Tu nu erai aici. A fost un argument. Vecinii voștri au auzit strigăte loc de țipete. Eram furios, dar n-am atins-o niciodată. Domnule, dar nu v-am învinovățit că ați atins-o. O strâng o privire scurtă și o să mă întorc. Desigur. Dați-vă înapoi și iertați-mi în două mâine. Luați loc aici și nu vă mișcați.